Polițiștii din penitenciare continuă protestele, nemulțumiți de salarii și de lipsa de personal. La Târgu Jiu, zeci de angajați au întrerupt programul de lucru, iar deținuții au fost păziți de secretare și contabili. Sindicaliștii se plâng că au sute de ore suplimentare care nu le-au fost plătite, iar cu noile măsuri de austeritate, nici munca în weekend nu le va mai fi remunerată suplimentar. În penitenciarele din România ar fi un deficit de 20.000 de angajați, spun sindicaliștii din sistem. Din acest motiv, polițiștii din închisori protestează de câteva luni și cer de asemenea și măriri salariale. De fugit nu va fugi niciunul, pentru că suntem conștienți de lucrul ăsta, dar nu vom mai face ce am făcut. Scoatere în comunitate, deținuți duși pe oriunde, nu vom mai prezenta la instanțe cu orice risc, indiferent cine va fi amendat sau nu. Înțelegem că pe noua lege de austeritate nu vor mai fi plătite orele suplimentare și nici cele lucrate sâmbătă duminică. O parte din angajații penitenciarului Târgu Jiu au protestat timp de jumătate de oră în fața instituției și și-au amânat intrarea în tură. Ei spun că, la nivel național, colegii lor au peste 1 milion de ore suplimentare neplătite, iar în aceste condiții, cei care îndeplinesc condiția de pensionare amenință cu plecarea din sistem. Se pare că oamenii vor doar să lucrăm suplimentar, nu vor. Din ce ați văzut și dumneavoastră, nu se vrea să se mai plătească ore de weekend, sărbători legale, voucherele de vacanță până acum se puteau da. De la anul nu se vor mai da de la întâi. Acum, pe mai departe, șefii vor trebui să găsească soluții, să ne înlocuiască pe noi. În ultimele zile am fost nevoiți să mergem să completăm turele, deoarece colegii au făcut orele normale, care trebuia să le facă luna respectivă și au refuzat să mai muncească suplimentar. Lipsa de personal aduce cu ea situații de necrezut. Deținuții au ajuns să fie păziți de angajați nepregătiți. Începând cu data de 28, au fost băgate în dispozitivele de pază, inclusiv secretarii, contabili și alte astea. Și nu exagerăm cu nimic. Deci asigurată siguranța penitenciarului, cu mențiunea că tragem de dispozitive. În sensul că oamenii, în loc să facă doi pe secție, cum ar fi normal să facă, facem cu câte unul. Un protest asemănător a avut loc și la penitenciarul din Aiud.